calitate la cele mai înalte standarde din punct de vedere medical. Dar pentru a realiza acest lucru, avem nevoie și de o dotare adecvată, de o infrastructură adecvată, care de asemenea să fie la standarde. Tocmai pentru că pacientul trebuie să beneficieze de cel mai bun tratament, atât din punct de vedere medical, ceea ce ține sigur de ceea ce știm noi să facem de profesionalismul nostru, dar și din punct de vedere al condițiilor de cazare, al condițiilor hoteliere, al materialelor care sunt folosite. Și deja cu sprijinul conducerii Spitalului Județean, cu sprijinul autorităților locale și a celor naționale, deja lucrurile încep să se miște. Sigur că dacă pași poate mici, nu se poate face peste noapte să se ridice așa, dar sunt deja primele etape ale unui proiect mai mare pe care noi îl avem în minte, acela de a moderniza această clinică, de a extinde spațiul. Cel mai important va fi construirea unui corp de clădire nou în această parte a curții, care să cuprindă un bloc operator nou, o secție de terapie intensivă nouă la standarde, precum și spațiile conexe, unitate de primire urgență, sală de tratamente, saloane de departament de investigații paraclinice, radiologie, imagistică, tomografie computerizată, poate chiar RMN, avem în minte, precum și spațiile conexe. Saloanele să fie modernizate, să fie configurate la standardele actuale, în care trebuie să respecte anumite condiții, să aibă grup sanitar propriu, de exemplu să aibă o suprafață mai mare, câte 1-2 pacienți cazați într-o secție. Pentru că din câte am văzut, ne uităm și noi și pe internet și pe în alte surse să vedem care sunt plângerile, sunt neplăcerile pacienților sau celor care au trecut pe aici. Sigur, trecând peste cele răuvoitoare care găsim ca peste tot, sunt multe și răuvoitoare, dar se găsesc cele mai multe plângeri referitoare la condițiile acestea de cazare, la condițiile hoteliere, la lipsurile existente, și atunci dorim și aceasta să o îmbunătățim. Pentru că trebuie spus, noi ca și clinică universitară, în cadrul Spitalului Județean Cluj-Napoca, suntem undeva situați poate în vârful lanțului trofic al rețelei sanitare, în sensul că primim odată toată traumatologia din Cluj, atât din oraș, zonele limitrofe, dar și din tot județul, pentru că asta este singurul serviciu de gardă de traumatologie, care are 24 de ore din 24, deci, indiferent cine ai fi, dacă, Doamne ferește, pățești ceva, un accident sau ceva, și cu leziuni de membre, tot aici vei ajunge. Deservim celelalte județe, care ne trimit cazuri care le depășesc lor competența și ne le trimit direct aici. Toată țara, de fapt, nu doar județele arondate din nord-vestul României, dar și din toată țara, veți vedea că sunt pacienți din Moldova, din partea de sud a țării, și adresabilitatea noastră este foarte mare. Sunt pacienți care ne se prezintă, să zic așa, ca ultima speranță, după ce au fost tratați, sigur, și din alte servicii, poate nu au mers lucrurile cel mai bine și vin aici pentru a găsi rezolvarea după alte complicații. Sigur, tot timpul se poate face mai bine și din punct de vedere profesional și din punct de vedere al condițiilor, și noi încercăm asta în ceea ce facem, să ne îmbunătățim activitatea. Și acesta este motivul pentru care acum, cu sprijinul conducerii, cu sprijinul celor din Consiliul Local, de la Primărie și de la Consiliul Județean, au fost realizate renovarea primelor saloane dintr-un sector, un sector mai izolat, să spun așa, față de restul care până acum a funcționat pe timpul pandemiei ca și sector separat de izolare pe COVID. După încetarea măsurilor de restricții pandemice, s-a renovat și s-au modernizat aceste saloane, un număr de 6 saloane, care să cuprindă câte un pat, 2 sau 3 paturi, cel mai mult sunt aici, încât pacienții să beneficieze de condițiile la standardele actuale internaționale. Atunci, din acest motiv, conducerea spitalului împreună cu noi am dorit să vă invităm ca să vă faceți o imagine asupra a ceea ce s-a făcut